Deci, Oana Oana, bă băiatule, Oana Oana, ima, imaginează-ți de-a lungul timpului de câte ori s-a dedicat această piesă către Oana. Iar întrebarea mea este, cine doamne iartă mă era Oana? Adică tu când ai Acum conclus asta, cine era Oana? calculezi calculez, deci încă eram la școală. Atunci. Deci 18 ani, cum ar veni? Da, Cam încă eram, așa, eram la cronologic. școală, pentru că în clasă aveam pe una Oana. Îți plăcea de ea? Era nenorocire, <laughs> să zic așa îndrăgostit, rău? Da, deci cum îmi plăcea de una, pa, poate nu aveam curaj să-i spun. Într-un final, pac, pac, dar... Mă, ea știe pe... că piesa asta a fost făcută pentru ea? Bă, eu cred că am aruncat eu o vorbă, chiar și de curând, că e la mine la prieteni, <laughs> poate să vadă emisiunea am refat prietenii din liceu. <laughs> nu știu dacă a înțeles exact, dar... Nu putem să-i spunem Oana și mai cum o cheamă. Săraca fată, de câte ori la tablă făceam pe toată lumea și să rușina plec. Da, -și... da și ea venea. Hau, <laughs> hau. n cum. <-avea gom. laughs> deci uh, Ce îți plăcea ție cel mai mult Lodia la ea, dacă poți ca... să ne spui? Ca să... Tot. Tot, am înțeles. Ai fi vrut să fie soția ta la vremea nu, aia, frate, Oana? Nu, eram prea mic. Ce gândeam noi la 18 ani? Că eu m-am maturizat foarte greu. Uh -huh. Da? Eu eram în lumea mea cu muzică, deci pentru mine era totul muzică, da? Da. E ca un lucru sfânt. Muzică, așa, trebuia să cânt. Așa m-a ghidat Dumnezeu, și așa m-a dat ca să ajung un, până unde a fost. Da? Da. Deci nu era. Da, cred că orice copil, probabil și ție, s-a întâmplat să vezi pe una mai mare, mai în vârstă, să prinzi un drăgan de ea, dar tu nu poți să-i spui că e. Da? Știi ce zic? Da. Fată mai aranjată, mai cochetă, okay. da, 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 Nu-ți da, da. place ție. Okay. Deci se întâmplă la oricine, știi ce zic. Uh -huh. Da. Dar tu că... nu i-ai spus niciodată clar, bă, mie îmi place de tine, Oana. Spre sfârșit, dar fata avea prieteni ce să. Deci era. Era foarte... Dragoste neîmplinită, bă băiatură. Ai înțeles de da. unde toate melodiile de dragoste. În fin. Și... Aia a fost singura făcută pentru ea? Da, nu. Deci melodia, până la urmă, e o melodie arabească. Uele, ule, da. ule, cu tare ce cânta. Da, așa. Eu dacă ascultam toți de asta în perioada aia muzică orientală, am început tot, dar refrenul, doar refrenul, doar atât am luat acolo. Da. Strofa e compusă din... Din suflet, din Aici, curasă. Ai înțeles? E altă okay. armonie, altceva acolo, mai spre românește, versurile făcute de mine. Deci ea, basically nu s-a prins până într-un final no, că era cu și despre no. ea. Doamna Oana! Doamna Oana! Lasă! Vă rog frumos, pe această cale să știți că piesa a fost făcută pentru Da. De acolo, de la... Bă, așa s-a pupat. Cum să zic. Dar tu ai nevasta acum, ai soție? Sunt cu cineva, da. Ai fost căsătorit? De trei ani, Am fost, nu, n-am făcut până acum niciun fel de greșeală, cu nuntă și opa, copii. opa, ținut opa, tare. opa ce subiect <laughs> interesant. că, într-un final, nu n-a fost bine. Uh -huh. uh, am pregătit și o melodie. O să urmeze pe canalul meu de YouTube. Nimic nu e întâmplător. Și acum, iarăși, că noi tot vrem la lungul... Depinde cât de ambițios ești în viață, știi? Și curajos. Da. Te arunci în dale, în dalea, în dalea, dar nu toate ți se împlinesc, știi? Tu uh -huh. ai vrea, săracul, dar nu merge decât atât. Nu este treaba, te... da. Forțezi și cazi în alte alea. Uh -huh. Deci, iarăși. Și dacă n-a fost așa, a fost să fie, dar eu am vrut. Okay. Ce se întâmplă e foarte greu cu meseria de artist. Că ești fotbalist, sau nu știu cum e la ei, că ești actor, că ești alea. E foarte greu cu să stai cu cineva care pur și simplu lucrează ca un om și are o viață de om obișnuit. Da. Asta -a, nu te, poți decât să-l tragi și pe el după tine în totalitate. Da. Dar până la urmă, iarăși de sus, de acolo, fiecare are destinul lui frat. Lăsat pe pământul ăsta. Okay. Ori ai vrea tu să-l faci și pe la vedetă, dar dacă nu e să-l faci, degeaba mai dai la un sărac o săptămână întreagă de mâncare, iarăși după săptămâna el tot sărac va fi. Da, adică da. eu am vrut să fac să ajung cu respectivele la un nivel ca mine. Ai încercat să le tragi după tine, practic? Să le bagi în să industrie, fii bine, poate? Să bine cu tare, dar nu merge. Și iarăși, iarăși, certă, certuri. Deci când ești faimos acolo, sus, da? Până la urmă am fost faimos și încă da, 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 mai clar, e er. clar, clar, ceva probleme. din... E foarte complicat. Eu nu, niciodată, și eu nu suport în viața mea să mă cer cu nimeni. Nu erai înțeles, simțeai că nu ești înțeles? Dar și acum nu sunt înțeles. În ce și acum, acum, în două, trei zile. Apar, apar geloziile pentru faptul că apar te duci și cânti noaptea, că... Apar geloziile la modul cum o înțelege lumea. Gelozie de așa. Da. Și până la urmă și invidia. Invidia în cuplu. Că ce, că tu produci, că ai activitate? Adică ai că... deschis gura, dau un exemplu, într-o jumătate oră și ți-ai luat niște bani. Și oamenii muncesc Deci nu e ceva foarte okay. Greu de înțeles pentru un om obișnuit Pe data asta a fost doar. tău Păi practic. nu înțelege lumea Adică cel puțin eu cu cine asta nu înțelege Eu până la ora actuală nu am înțeles Până la ora, la ora actuală mă cert Eu trebuie să mă duc în Bulgaria să fac un clip Acum pe data de patru da. Cu o bulgăraică. Bun. Nu e foarte exagerat de cunoscută Cum am mai făcut uh -huh. Cine știe știe că am făcut duete și am prins în Bulgaria foarte bine eu. Și am discuții și la ora actuală Că cu bulgăroaia ca aia, că cine știe ce se întâmplă acolo, că ce faceți voi, că da. Crede-mă, de deci ce am obosit. Păi da, la munca e muncă. Tu nu dai motive de gelozie. Nu înțelege. A, la mine a, a. cel puțin nu, m-am înțeles cu nimeni. Deci, la lungul vieții mele am, am încercat să-mi fac familie. Deci cumva faima ție ți-a distrus viața personală? Da, nu, pentru mine nu. Și acum, dacă nu este, și acum vorbim și pe aia corectă, nu e ce trebuie, am încercat de trei ani iarăși să-mi fac Mm -hmm. relații și n-am ajuns da. s întâmplat niște Deci de tu voiai niște. să te căsătorești. Tu vrei. Cum să te căsătorești când respectiva se ține după tine? Sau la orice începe discuție? Păi cum îți faci tu viața aia? Nu e un calvar? că trebuie să fii liniștit, da. În păcat să poți să, să să am să, să fiu agitat cu munca mea. Mm -hmm. Gen, aia da. că ți-a dat Dumnezeu o șansă să te pui bine. Până la asta e Da, apar și reproșile de genul Stai toată noaptea, când și a doua zi când eu vreau să petrecem în timp împreună Tu dormi că poate seara ai cântare, nu? Nu, nu, nu că nu, nu sunt genul de om să trag să dorm până Îmi uh -huh. place să mă gândesc și la celălalt de lângă mine Cu toate că n-a fost recunoscută treaba asta Tu mă gândesc că ai făcut Într-un final mă gândesc că ai făcut niște bani Din da, muzică Da, altfel nu... Ce, ce ți ai luat? Adică, și... acum nu știu, ai vreo casă spectaculoasă, vreo mașină spectaculoasă, vreo ceva, chip. S-au făcut niște chestii care. Ai făcut un milion? Acum să-ți spun, poate s-a cheltuit. Nu că poate, sigur s-a cheltuit. Vă Dumnezeu îți dă niște șanse în viața asta. Niște puncte cheie care îți va determina la bătrânețe. Da. Dacă tu le ratezi, mai e greu să ieși din situație. Tu le-ai ratat? le am Poate sunt un om rău, dau, dar ăsta e adevărul, știi că bereu deranjează. Da? da? E crud și deranjează maxim. Mai bine stăm o minciună, că e frumoasă minciuna și ce bine, he, 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 dar de fapt e. dar de fapt, da, e o problemă acolo. E o problemă. Pe care o băgăm sub preș. Dacă Dumnezeu îți dă să faci bani, să fie liniște, cum ți-am zis, să, fii, să te bucuri, cum ai zis, de una, de alta, de bom, 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 bom. bom. Exact, bom. da. da. Bă, tu de ce alegi, mă, să te întorci și să dai importanță care nu are treabă? Fiecare e cu destinul lui asta. De ce alegi, mă, să? Uh -huh nu e bine. Deci ai făcut și investiții proaste, poate nu oameni, să zicem. Dacă nu le făceam, poate ne aveam așa. Ce am făcut eu, să zicem, risipă da. personal, e că mi-a plăcut viața la modul distracție. Mm -hmm. Unde era atunci, din frage de pruncie sau cum să zic. Da. Că, nu știu, că tu n-ai prins, poate ăștia de vârsta mea, eram în regie manele, da. Clubul de manele, da? Da. Eu eram non-stop acolo. Uh -huh. Pe banii mei, nu plătea nimeni nimic. Da? Pe era mașina pe mea, mea Maria pe banii Hion mei. Era mea? Mea. Nu era, nu frate, era. eu vorbesc din 17, 18, ani, 19, 19, 19 ani, okay. 20 de ani, Bun. dacă, nu știu, cam deci, așa. Până în 2000, până în anul 2000. Păi stai, că am luat-o de atunci. Deci, ăla Asta. era, că în alte părți, dacă eram, mă mai duceam și în alte părți. <laughs> ăla era. Ai mai înțeles? schimbam, da. Așa, ce s-a întâmplat? Mi-am făcut nevi pe acolo. Între timp era și Dumarsu. Da. Da. da, da. Ei, Marcel, așa cum era, băga muzica mea în uh -huh. Dumars. Da, o vă da. iubesc, o odărez, cu ea, cu ea, da? Mă duceam și la Dumars, îmi luam masă, la VIP. Erai vedetă cum ar Figuri. da. Figuri, altceva. Îmi plăteam masa. Plătitor, plătitor. Păi plătitor, da. care e treaba? Păi pe banii mei, că era... nu aveam nevoie de nimeni și nici nu-mi plăcea să iau și... Uh -huh. Da? Aveam o singură gașcă, dacă o pot să o numesc gașcă, nu era gașcă, eu cu un singur prieten care a fost ok. Deci cluburi și alea și alea. a Dumarsul, Începuse, nu că s-a dus, nu, nu, nu s-a dus. Începuse milion de dolari. Da. Iar cine era la milion de dolari? Unde eram era stai și... mă, tu când tai cântai ai când și după nu, aia mai eu... și -n... Da, da, eu toată săptămâna de marți până vineri, cât sâmbătă da, când am, mie mi era de ajuns. Nu vreau să mă. Făceai suficient să... bani. mi era de ajuns, da. Era mult. Tu mai aveai concerte, adică tu mai puteai să iei concerte, dar le refuzai, adică Dumnezeu a făcut ca să n-am decât sâmbătă. <laughs> Serios? Nu, cum să, cum să, fac ăștia de se bagă? Am văzut acum, nu vreau să dau nume. Ia de culo, cu sunt și stresul. Deci sunt un om care mă stresez. Dacă intru și nu știu exact cum e treaba, uh -huh. mă panichez, mă nu trebuie. Da, da, nu, te mă nu e bine. Da. Deci da. așa a fost să fie. Sâmbătă eu aveam treabă. În curs săptămânii. Distracție. <laughs> Distracție la maxim. Pe urmă, deci a venit milionul, nu era bombam. La milionul, nu era alocutare. Uh -huh. Eram și eu, îmi plăteam masa, făceam, mă făceam ce vreau eu. Nu... -mi... Ai înțeles nervi, putare, cu tare, cu tare. Okay. Uh, după milion, ce a venit? Bambu. Pe cine mai ne de la Bambu la VIP? Unde era alu... Cu Colu... Joșa. Alu Colombianu. Eram și eu la VIP. Unde era Delia. Ha, 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 ha. Era Fale... și tu, da. Era și eu, știi, da. Deci toată treaba cam s-a dus. Pe. După, după Bambu, ce a venit Hanu? Hai, dă de acolo de la Bambu, ce a plecat? la Hanu. Da, da, da. <laughs> mese peste mese peste mese. Am plecat și în vacanții. Deci ai cheltuit peste un milion. Bă, nu am stat să fac calculul, dar am făcut bani. Acum nu știu, cred, milion, 500, mi-am făcut nervi, da? Uh -huh. Pentru care mi-am făcut... Uh, a, baniile, banii pe mașini atunci. Da. Când un apartament era 10.000, eu două le-am... Pe mașini. Scuze, asta se bip. <laughs> da? da. Nu, mai zic două, poate trei. Ce mașini ai avut? de da, siguranță... Cred? Top. Uh, imediat după ce am scos uh, Oana Oana, uh -huh. Da. Uh, M-am dus și mi-am cumpărat, aveam 10.000 de dolari atunci, 10.000 de dolari, cash, și am vrut o mașină așa. Ce am? Mi-am luat un Golf, dar pentru vremea era șmecher Golf. Uh -huh. Golf cu televizor, cu, da, înăuntru, în da? da, cu nebunel, cu alea, cu alea, cu alea. Golf 4. Golf 4, da. Pentru o cunoștință printr-un al meu mi-am luat Golf 4 ăsta, am dat pe el 9.500 de dolari. Mamă, o sumă enormă. Unde era? atunci, șmecheria. Da, da. Că eram șmecher, ta era un apartament. Și îți pare rău că n-ai băgat bani în Stai imobiliare să spun ce în s-a întâmplat, adică... că m-a tras și multe, multe chestii în urmă, frate. Aici, că lumea... Eu n-am fost genul de om să-mi expun viața personală aici, la tine, că am spun destule, știi? Uh -huh. Dar nu știu dacă ești mai are rostul, că deja trebuie să fii viral. Ca Sunt să fi băgat păi, în, da, tu ești viral. În, în seamă, nu? Tu Vasă. ești viral. Adică... M-ar veni, mai iau cu tine pe aici și să vezi ce viral suntem. Mamă, să uită toți de bunii la noi. Că asta vor oamenii. În fin. Deci, ce s-a întâmplat cu mașina? Știi cum era și privirile urâte spre tine și era deja să duse se vorba. Adică unde era, că era unul singur care era numărul unu atunci. Unde uh -huh. era ăla, vreau să fiu și eu. Da. Nu vreau să dau nume eu, nu mă folosesc de numele nimeni. Da? da? Și dușmănia și invidia și ura. Și... Deci m-am dus și mi-am luat mașină, frate. Uh -huh. Bă, de ce să stau cu... După, după Dacia 1300 a urmat Sielo. Bun. <laughs> direct, Automat? Direct, da. papa pa, pa. Ba, schimba, mi-am luat el. Șmecheri. Era mașină șmechere. Da. Full. Știu, Să mă gândesc știu, știu. Că acum, mașina aia de cât am dat, 3000 Do de dolari, Băi, era și mașina. Da, Geaule da, era opționată, da, da, da. Air condition, toate nebunile, era mașina, frate, Bă, <laughs> da, ne vorbesc. da, da, da. Tă. Și după aia am vândut-o și pe aia și mi-am luat, da, da. Altă viață. Toată lumea, eu sunt mai fraier, eu sunt prieteni. Altă viață. Bă, mai ia, ia mă un apartament. Nu, deja aveam apartament. Uh -huh. Deja deci am luat un apartament. Te liniști să pe partea asta. Mai ia-ți, domnule, un apartament. Ce? că știu eu. Le luai, le băgai în chirie, făceai. Te duci, când când îți vine copilul acasă, la 18 ani, bă, și îți aduce tu din tu săracul de tine că nu mai știi cum să ții casa ca părinte, ca alea, cu cu tare și vine și ți aduce 10.000 și ți aruncă dintr-un oameni simpli, mă. Uh -huh. Enorm, ți se pare ceva absolut Cum fireat? să ții așa dintr-o dată un apartament? Dar, na. Nu, ce poți să mai spui lui copilul ăla? Da, du-te, tată, distrează-te, fost viața, ce vrei să faci? îi spui, dar cu jumătate de gură. Mă crezi? Da, cuvântul Așa, lui. doar că ca să-ți faci ca că părințe, știe da. ce... Poate știe, așa e de sus. Da. Nu mai spui prea mult. Ei au spus, mai ia-ți un apartament nou, că mi-am mașină. Mi-am luat mașină, toți nebunii să mira pune. Și la, o parcă am la un spital pe la mine, nu vreau să-i dau nume, toți doctorii. ce acuie e mașina acolo? Ce furtare, furtare, da, doctorii, în fin. Și eu nu aveam permis. Eu schimbam mașinile, mă, dar eu nu aveam permis, nu am zis că era eram... Tu conduceai? Nu, 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 am pus mâna okay. niciodată. Niciodată, niciodată. Toți prietenii mei... Dar era logica? Era boss. Mă spun, auzi că eu eram bos. La liceu eu mă duceam cu mașina, eram bos, deja aveam și șoferul meu, cașcavalul meu, figurile mele. Ce mai vrei? Nu mai Dintr-un om, mai de capul nostru. Ai înțeles? Pe păi, bune vorbesc. Incredibil. Așa.